mașina merge în parametri, nu face probleme, motorul trage. Sistemul ăsta Twinport a fost conceput, din ce am înțeles eu, pentru a oferi o putere la turațiile mici și un consum mai bun. Ideea este ok, dar sistemul lor a dat greș, pentru că tija, când acționează acele clapete, are un sistem foarte prost dintr-un plastic care în timp s-a uzat datorită fricțiunii. Nu știu dacă a scăpat un motor din ăsta fără să aibă problema asta. Codul de motor Z16XM. Acest motor este și pe Opel Astra H. Vă arăt cum vom face testul cu pedala pentru a verifica erorile înregistrate în calculatorul acestei mașini. Cheia în contact. Apăsăm frână și accelerație. Deci, apăsate bine, cum putem. Punem contactul și așteptăm. S-a stins acest beculeț și apare o dată, este 1, încă o dată este 1, încă o dată este 1. 1, 2, 3, de 3 ori. Deci a fost 1, 1, 1, 3. Acesta este codul. Deci eroarea a fost 1, 1, 3. Dacă mai erau alte coduri, alte coduri de eroare, exista după aceea o pauză și din nou se numărătau de câte ori clipea becul. Țineam minte și numerotam. Acum rămâne să aplicăm partea de mecanică, ca să zic așa. Partea de soft, ați văzut-o și voi. 1.6 Twinport, 2004, 169.000 de km. Eroarea a început să apară acum vreo 5.000 de km. Senzorul este undeva aici și cablul acesta pleacă prin spatele admisiei și ajunge aici la supapa vacuum, care acționează tija. Ideea este să scoatem mufa de aici. Este prinsă într-un colier pe undeva pe jos și ar trebui să iese cablul în partea aceasta. Așteptăm să se răcească motorul, este încins. Se va băga mâna dreaptă undeva pe aici și aici este mufa. Se trage mufa și, după cum observați, a ieșit cei 3 pini. Ideea este că eu am pierdut garnitura aceea de protecție, era colorată mov. Deci aceasta este mufa. După cum vedeți, nu avem acces ca să lucrăm aici. Am listat documentul de pe un forum, de pe Astra Club, și cineva zicea că este ok să folosim o rezistență de 680 de ohmi. Facem și un desen. Deci mufa arată cam așa. 1, 2, 3. Da? O să secționăm aici firul. Da? Și după ce o să secționăm firul aici, o să introducem în serie rezistența. Deci o să vină ceva de genul așa. 3. Mă pricep la desen. Aici o să facem o lipitură. Aici o să vină rezistența. După care încă o lipitură. Aici o să plece firul. Deci celelalte două fire o să rămână neatinse. Și pe acest, unde s-a făcut lipitura, pe acest fir, vom pune niște cu termocontractibil. Termocontractibil. Vom avea nevoie de un aparat de măsură. Să măsurăm rezistența, să ne asigurăm că este de 680 de ohmi. Un clește de tăiat firul și de dezizolat, fludor, puțină pastă decapantă
și un LEDCON de lipit. Acest LEDCON are 40W. Și de rezistență. Vedeți micul meu stoc de rezistențe. Și o să avem nevoie de un 680, nu avem, am căutat eu. O să folosim una de 120 cu una de 560. După cum vedeți, sunt de wattaje diferite. Aceasta este de 560, este de 0.5W, cred. Și aceasta, să vedem dacă e cam, este la fel. De 120. Recomand să ducă la un magazin de componente electronice să cumpere o singură rezistență. Eu nu m-am mai dus. Deci avem aici stoc suficient pentru toată Craiova. Rezistențe din epoca Ceaușescu, puse frumos în cutii de chibrite. Vă dați seama ce răbdare a avut acela care a făcut sertărașele acestea. O să înseriem să vedem dacă mai iau 600, deci 2 kΩ. Înseriem aceste rezistențe, ceva de genul. După cum vedeți, 640 de ohmi, deci aproape se acceptă. Deci acesta este firul maro. Firul maro, rezistență de 680 de ohmi. Deci am listat acest document de pe clubul Opel România. Cineva a postat toate etapele și am zis să fac și un video tutorial cu această problemă. Deci cu această rezistență ECU o să vadă o tensiune de 0.4V în loc de 0.1V și nu o să mai dea eroare. A venit momentul să introducem acea rezistență. Este o zi frumoasă, cu soare. Se pare că motorul s-a mai răcit, nu mai este încins așa, acest furtun. Am pus mâna pe cablu și ușor încerc să-l dau pe după admisie. Se vede aici, da? Se pare că a ieșit cumva sau a fost scos din această clemă. Și dacă voi băga mâna stângă, vom încerca să-l scoatem și mai mult, să vedem dacă ne permite. Cred că este băgat după o mufă. Ia uitați-l, a ieșit. Deci aici putem să-l operăm cu încredere. Acum vom începe operațiunea, vom secționa acest cablu maro. L-am scos. Deci cam așa arată. Deci rezistența o să o bag pe undeva pe aici, puțin mai departe de mufă. Da, bun. Dezizolat puțin. Am dezizolat. Este suficient. Priza, LEDCON-ul, te vom lipi această rezistență. O pastă de capantă. Da, și în partea aceasta vom scurta. Da,
Îi voi pune un varnish, ceva de genul. M-a prins. După aceea vom lăsa un varnish în stânga și în dreapta. Le vom băga pe cabluri. Deci avem un varnish, al doilea, deci pastă de capantă, puțin fluidur și lipim. Încercăm să facem o lipitură cât mai bună. Verificăm, nu prea este pe placul meu, dar se pare că e prins bine, aici la fel. O să punem varnișul. Cam așa arată. Puțină bandă izolieră. Vom face ceva de genul cam așa. Se putea și mai bine cu o singură rezistență, dar m-am zgârcit. Și după cum vedeți, muncesc mai mult. Deci cam așa arată. Eventual asta o să-l pun mai pe aici. Trebuie să tragem cablul pe aici prin spate. Cred că a fost pe aici, pe sub acest cablu. Important e să nu stea pe lângă galeria încinsă, să stea cât mai depărtat. L-am scos pe aici și acum e partea cu introdusul. Eu am pierdut garnitura asta, o să cer să o caut pe la dezmembrări. Este o țeavă și trebuie să vină pe sub această țeavă. Așa. Pe sub această țeavă, da? Trebuie să ia ceva camera. Deci cam așa trebuie să arate. Cam așa trebuie să arate. Acum urmează să pun testerul, să șterg eroarea, să vedem dacă funcționează la mine. Ne vom conecta la portul. Deci ne vom conecta la portul OBD2, un 8com, calitatea A++, mama China, 65 de lei cu tot cu transport. Aici un laptop cu USB, un i5, frumușel, rapid, cu SSD. Conectăm interfața. Avem Windows 7 64 de biți, softul s-a instalat fără probleme. Punem contactul. Oprim ventilatorul. Verificăm interfața. Conectată și ne vom duce să vedem eroarea. Deci 2004 Astra G Engine 16 SEP
old codes, not present, și vom da un clear. Deci nu avem nicio eroare. Vom porni motorul. Și operația a fost realizată cu succes. După cum vedeți, eroarea a dispărut definitiv. Mașina trage. E ca nouă. Baftă și dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați și o să urmeze niște clipuri din ce în ce mai interesante.